Bun găsit, dragi prieteni, la interviul săptămânii. În această săptămână avem onoarea de a discuta cu un om care are o vastă experiență în administrație, care a făcut și politică și pe care îl vedeți, bineînțeles, este în centrul atenției de câteva ori pe săptămână la diverse ședințe și nu numai. Avem așadar onoarea de a-l avea invitat pe prefectul județului Medinți, domnul Nicolae Drăghia. Vă spun bun venit la emisiunea noastră, domnule prefect. Și ne-am propus să fie o discuție puțin mai degajată și mai așa cum dumneavoastră, pe dumneavoastră, vă caracterizează astfel de discuții. Aș începe prin a vă întreba dacă experiența politică pe care ați avut-o, severinenii bănuiesc că știu că dumneavoastră ați fost și deputat în Parlamentul României, primul parlament al României, dacă experiența politică și cea administrativă vă sunt, în ce măsură vă sunt de folos astăzi în această postură de prefect al județului? În primul rând, vă zic și eu, bine ne-am regăsit, pentru că din experiența pe care am avut-o, ne-am mai întâlnit așa pe parcursul acestor ani pe care în viața publică i-am avut și eu și pot să transmit tuturor colegilor dumneavoastră că multe din problemele pe care le-am rezolvat sau le-am abordat la un moment dat au fost și datorită unor conjuncturi ale relației cu presa, pozitive sau negative, n-are importanță. Și poate că de aceea a trebuit să revizuiesc de fiecare dată, dacă pot spune așa, unele activități începute, dar care din întâmplare nu au avut finalitatea corespunzătoare. M-ați întrebat de experiența politică, de experiența administrativă. Bineînțeles că eu am fost în activitatea publică de foarte multă vreme și am fost un apărător al zonei acestea mai comune a societății noastre, a oamenilor simpli care de fiecare dată mi-au acceptat discursul și în același timp au fost alături de mine. Dar toate au culminat cu faptul că în anul 2001 funcția publică de conducere pe care am avut-o atunci s-a transformat treptat în funcție publică de conducere, transformându-se în înalt funcționar public. Am dat examen în 2003 și am intrat în această categorie și ca o paranteză, cred că am rămas aproape singurul din România care am intrat în acel concurs din 2003 în această categorie, pentru că am crezut în ea, în funcția publică depolitizată, încă mai cred, deși dacă se aproba codul administrativ, nu puteam să o mai am în acest moment, dar totuși cred în continuare că funcția publică trebuie depolitizată. Da, tot în aceeași idee, în ce dumneavoastră vorbeați, la același lucru mă gândeam și eu, prefect numit politic sau prefect un alt funcționar public care să nu facă politică. Cum este mai bine? Dumneavoastră ați făcut și politică, face și administrație. Deci, eu încă o dată vă spun, punctul meu de vedere este că prefectul trebuie să fie nu reprezentantul guvernului în teritoriu, ci reprezentantul statului în teritoriu, pentru că atribuțiile pe care le are, nu le are numai pentru o perioadă de timp, e adevărat. Ca reprezentant al guvernului sau al statului, sunt unele lucruri care se suprapun. E normal, programul de guvernare
guvernul îl aplică prin prefect și prin acțiunile prefectului și instituției prefectului. Da, dar sunt și atribuții ale statului pe care prefectul trebuie să le aibă indiferent de zona de guvernare. De exemplu, ordinea publică, situațiile de urgență și tot ceea ce înseamnă ordine socială sunt atribuții ale statului, conform Constituției. Dar de aici și până la practica propriu-zisă nu este decât o părere. S-a considerat în ultima perioadă că prefectul trebuie să fie reprezentantul guvernului politic, avându-se în vedere propunerile pentru codul administrativ, s-a respins deocamdată, probabil se va relua această acțiune. Oricum, nu întotdeauna convine, mai ales în plan local, unor reprezentanți politici activitatea prefectului, care trebuie să fie echidistant și indiferent ce ar face, dacă își păstrează echidistanța și aplică cu profesionalism legea, supără pe câte cineva. Totuși, experiența ne arată faptul că de câte ori s-a schimbat un guvern și a venit altul, mă refer la culoarea politică a unui guvern, așa cum nu hotărăsc cu oamenii, prin alegeri, bineînțeles, imediat guvernul s-a repezit să schimbe și prefectul. Avem ultimul exemplu cu guvernul Cioloș și prefectul lor de aici și mai avem și alte exemple care vin din urmă. Să știți că și da și nu. Nu totdeauna s-au repezit. Au mai fost și negocieri și cred că și la Mehedinți au fost și propuneri făcute prefectului în funcție, nu vreau să discut despre ele, dar există acea cutumă care a fost aplicată până acum că prefectul nu numește, ci doar este de acord cu un anumit personaj într-un județ. Am înțeles. Destul de subtil. Bun. Am văzut că dumneavoastră prezidați și organizați, asistați și convocați diverse comisii care, și la care participăm și noi presa. Ele sunt foarte, foarte bune, de multe ori sunt discuții constructive, dar la fiecare din această discuție cu ei, fie că este Comisia Dialog Social, fie că este Comitetul de Dialog Social pentru Persoane Vârstnice, cu sindicate și așa mai departe, aveți așa un anumit fler de a ieși puțin din tipar și de multe ori le dați sfaturi, iar unii dintre ei, să știți, că apreciază astfel de lucruri. Foarte multe dintre știrile noastre s-au bazat nu neapărat pe ce se întâmplă acolo, ci pe ceea ce dumneavoastră îi sfătuiați pe lângă discuțiile. Nu sunt sfaturi, sunt lucruri care vin din activitatea firească pe care o desfășurăm la momentul respectiv, din experiența mea și a dânșilor, și este normal să le aducem în discuție. Dar asta nu, de obicei nu dau sfaturi. Îmi exprim un punct de vedere și atât. A da sfaturi îți asum multe riscuri. Am înțeles. Haideți să atingem două subiecte care zic eu că au făcut așa puțină vâlvă, într-un fel sau altul. Și unul dintre ele este ceasul de la prefectură, deja vestit, reparat pe banii Ministerului Culturii, pe proiectul Centenar. Bun, mulți dintre mehedințeni au spus că este ok, ne reamintim de acel ceas, suntem fericiți că mergem din toate părțile pe ceas. Au fost și voci care au spus că ce legătură are ceasul cu Ministerul Culturii, cu prefectura. Și cu anul centenar. Ce însă cu prefectura? Care este până la urmă? Sau care a fost intenția dumneavoastră și cum a ajuns el la Ministerul Culturii? Deci, vreau să vă spun că am urmărit și urmăresc îndeaproape, pentru că noi nu avem fonduri de dezvoltare și proiecte la care putem să accesăm. Și atunci găsim, și am oamenii în urmărire permanentă, aceste mici proiecte pe care le oferă în
Ministerul Culturii sau, mă rog, diferite ministeri. A fost și mă așteptam la ceas centenar, ceas centenar figurativ, nu cel de pe prefectură, că ceva se va întâmpla și la Ministerul Culturii, s-a format un comitet interministerial. Vreau să spun că am depus și în numele Consiliului Județean un proiect mai amplu, dar care n-a fost aprobat pentru că am avut o perioadă legată și de Consiliul Județean. Și Mehedințu a depus 5 proiecte. Deci nu numai cele două, 5 au fost, dintre care au mers aceste două în Comisia Interministerială, le-a acceptat, dar în momentul în care au apărut pe listă nu mai erau. La asta făceam referire. Deci Comisia Interministerială le-a aprobat și pe urmă când au mai măturat cine a făcut lista, nu mai erau. Și atunci normal că ne-am supărat, că altfel nu puteau să fie băgate. Vă dați seama că totuși există niște oameni care au, și în momentul în care am sesizat ministerul, care am sesizat comisia că nu sunt, am trimis pe cineva cu proiecte, dar astea, când, ia uitați-vă, în procesul verbal de ședință spune că sunt aprobate. Și ăștia nu mai erau, probabil au fost băgate în altceva. Bun, au fost aprobate, au fost introduse cum era normal și mi s-a dat ok-ul să detaliem ce am vrut să facem. În tot acest timp, asta nu înseamnă că noi nu am lucrat la proiecte, oricum le făceam. Aceste două proiecte aveam ambiția să le facem indiferent cum, chiar dacă strângeam bani, fiecare mână de la mână, pentru că acest ceas nu este de o valoare extremă, nu are nici nu știu ce semnificație, dar am vrut să combin aspectul clădirii, pentru că nu era vorba de repararea unui ceas. Să fim serioși, nu a existat ceas deloc, a existat, a funcționat vreo câteva săptămâni unul pe clădire și după aceea am reparat eu toată, în 2001 am reparat tot ce însemna locul ăla nenorocit care ruginise și care și am vrut să-i dau un aspect deosebit clădirii. În același timp am vrut să combin acea parte de design cu ce ar putea fi folositor pe situații de urgență. Adică poți să lansezi un semnal, acum de exemplu s-a lansat fiind Miercurea Sirenelor, am specificat ce anume reprezintă acel sunet al sirenei. Pentru că degeaba tot sunăm noi, punem fel și fel de sirene, dacă dumneavoastră, mass media, dacă această modalitate, altele, nu explicând cetățeanul, bă, ce se aude? E ca în povestea cu Petrică și lupul, nu? Da, ce se aude? Păi nu, că noi facem exerciții. Păi faceți exerciții, dar uite, acum sună mai gros, acolo mai subțire, mai lung. Dacă nu explicăm acest, ce am vrut să fie, sau este cod galben, este... Bineînțeles că este în perioada de garanție și au mai fost și chiar vă mulțumim pentru faptul că ați sesizat cu un minut mai devreme, că mai sunt și defecțiuni la acest chat. El nu vine, de fapt, nu este altceva decât un proiect care, în afară de faptul că este făcut într-un an centenar, reprezintă și o simbolistică a clădirii. Clădirea aceasta va rămâne cu acest ceas ca simbol, așa cum și vechea primărie, probabil ați văzut-o, avea un ceas distinct. Am vrut chiar inițial să facem un ceas exact cu zona aia. Chiar dacă mâine, poi mâine... Se mai găseau prieteni care limbile, ceasul, etc. Le asociau ei, nu era o problemă. Dar, în același timp, el rămâne ca un simbol. Și ferească-l Dumnezeu pe ăla care vine să nu-l întrețină. Că vin și nu știu ce fac cu el. Da, acum iar, există. Iar a doua chestiune legată a fost această carte pe care noi am vrut să facem exact o paralelă
între 1918 partea administrativă, 2018 partea administrativă și ce era mai important, să republicăm acea carte a eroilor căzuți în 1918, sunt peste 12.000 de oameni și să știți, vin oameni, vin bătrâni care spun, eu mi-am găsit tata sau mi-am găsit fratele acolo în... și să readuc în actualitatea primarilor, tot la fel subtil, nu neapărat cu gălăgie și cu amenințări, că astea sunt monumentele lor și că ei au niște datorii față de aceste monumente. Unele s-au refăcut după ce au văzut că noi le filmăm, noi încercăm să le-am spus ce facem cu ele, că le vom publica. Au început să le facă, să le mai... Și acum, în primăvară, mă aștept la o revoluționare a acestor monumente, pentru că le-am spus că urmează eroii din cel de-al doilea război mondial, tot la fel eroi, de data asta numai eroi și monumentele, pentru că nu mai putem să punem în paralel și administrația cu ce a fost în cel de-al doilea război. Da, acum ne-am lămurit cum este cu ceasul centenar. A mai fost un episod mai mult comentat în presa centrală decât ceasul centenar și mă refer aici la organizarea acelei ședințe de alegere a organizației de femei a Partidului Social Democrat. La vremea respectivă s-a spus că dumneavoastră faceți politică în sediul prefecturii. Într-adevăr, înțeleg că nu este sediul prefecturii și ar fi bine să mai explicăm o dată de ce au ajuns femeile social-democrate aici și de ce s-a interpretat așa. Eu vreau să vă spun de la început, eu nu știu că aici s-a desfășurat că femei social-democrate, nedemocrate sau ceva. Deci, în ceea ce ne privește pe noi ca instituția prefectului, noi nu avem această calitate să ne dăm cu părerea cine a ținut sau n-a ținut ședințe aici, să fie de la bun început. Deci, în ceea ce ne privește, vă garantez că și putem demonstra cu camerele și cu înregistrările video din ziua respectivă, aici, pe intrarea instituției prefectului, n-a fost niciun acces al membre reprezentant, că trebuia să fie câteva zeci, sute, nu știu câte sunt. Aici o singură întrevedere a fost cu ministrul Rovana Plum și atât. Lucru de altfel firesc. Dar nici nu puteam. În rest, vreau să vă spun că acesta este un palat administrativ. Se gestionează conform unei hotărâri de guvern și în același timp el este sediu mai multor instituții. Instituția prefectului, instituția Consiliului Județean, primăria municipiului Drobeta, Turnul Severin, sunt fel și fel până la etajul 7, Direcția pentru Protecția Copilului. Avem trei săli de ședințe, deci numai atunci și în general spre finalul lunii, noi gestionăm ca să nu se suprapună ședințele cu tare. Restul nu e treaba noastră. Vă asigur că dacă a fost o ședință în ziua respectivă, nu a fost o ședință politică. Cel puțin din punct de vedere al hârtiilor și scriptic. Deci, din punctul nostru de vedere, nu avem nicio problemă. Mai mult, vreau să vă spun că nici măcar nu ne-a trecut prin cap că noi trebuie să urmărim ca toți colegii din acest palat administrativ ce fac într-o zi sau alta. Nici nu știu ce a fost data respectivă, dacă a fost... Cred că a fost totuși o zi liberă. A fost. Bun. Deci ar fi fost culmea că eu să urmăresc ce fac colegii.
că-i Consiliul Județean, că-i Primărie, că-i nu mai știu ce. De ce i-au folosit o sală? Asta vor fi folosit-o, dar nu o, avem o sală absolut... dintr-o clădire administrativă. Fiecare răspunde dacă este așa sau nu este așa. Eu vă asigur că nu am niciun argument în acest moment că a fost o acțiune politică. Bun. Pe vremuri, mă rog, am prins câțiva ani împreună, să zicem așa, pe scena de presă și pe scena politică și administrativă a județului, știu că era foarte mult tămbălău în această instituție legat de retrocedarea terenurilor, de legea 18. Toată lumea venea să ceară socoteală prefectului, toată lumea era sparată pe prefect că nu se emit titluri. Care mai e situația referitor la această lege? Cum a mai evoluat? Vreau să vă spun că peste 90% din problemele fondului funciar sunt rezolvate. Iar ne apropiem la 97-98, dar au rămas cele mai grele. Pentru că acum au început să apară problemele între neamuri, între rude, între afini, probleme care sunt că îi revine nu știu cui ce, că are titlul de proprietate, sunt în instanță foarte multe probleme. Și mai avem o singură problemă care ar putea fi rezolvată. Noi am propus, dar încă nu s-au luat măsurile de rigoare, cu fondul funciar la nivelul reprezentanților statului. Adică nu întotdeauna terenurile statului au fost date către OAT-uri în timp util. De exemplu, avem dealul Viilor, care încă mai tragem de ele. Au fost zeci și zeci de procese, unii cetățeni au și murit săraci și indiferent cum ai privi situația, nu poți să fii insensibil la faptul că de-abia vine sau se mai ridică pe scări sau când ai rezolvat situația afli că a murit. Și din păcate asta este o situație care am încercat să o dar încă o dată e vorba de ADS-uri până la urmă. Agenția Domeniilor Statului n-a reacționat întotdeauna cum trebuie. Cereau inclusiv despăgubiri de la proprietari că aveau ei pe dealul Viilor niște stâlpi care sau niște sârmă ghimpată care legau acest stâlpi. Dar în schimb au putut să concesioneze pământul, pentru că ei asta vreau, să ia banii pe concesiuni, la cineva care avea doar partea cu vița de vie și a concesionat pământul că au luat butașii. Vă asigur că din punctul nostru de vedere luptăm în continuare, dar să știți că majoritatea problemelor care le avem pe fond funciar sunt de rectificări de titlu și de punerea în aplicare a unor acțiuni judecătorești. Cel puțin de când sunt eu din 2001 pe diferitele funcții în instituție, cu micile exmatriculări care le-am avut și eu, personal cred că am semnat peste 100.000 de titluri. Și e o responsabilitate destul de mare. Și deocamdată sunt aici să vorbesc cu dumneavoastră. Da, și pe final, pentru că întotdeauna timpul este cel care ne omoară, nu ne presează, aș vrea să vă întreb și insist asupra acestui aspect. Dumneavoastră ați fost deputat în primul Parlament al României, Partidul Socialist, la vremea respectivă. Cum arăta viața politică de atunci și cum arăta viața parlamentară și ce a evoluat de atunci? Mi-aduc aminte că era o perioadă foarte efervescentă, aveați deși discursuri din astea, uneori cu mult patriotism, era foarte multă încrâncenare în acel parlament. Da, era încrâncenare, dar să știți că ne respectam mult mai mult. Deci, cred că acum lipsește respect. Respectul față de ideile celuilalt, pentru că și acum, indiferent,
ce discutăm, nu poate să mă acuze cineva că nu m-am respectat ideile celuilalt care poate a gândit altceva. Sau, de exemplu, la orice acțiune ale instituției prefectului județului Mehedin, să știți că au fost invitați absolut toți parlamentarii. Deci, până la urmă, seva ideilor de aici pornește. De la oamenii aceia care trebuie să vină aici, să vadă ce se întâmplă în județul ăsta și să transmită prin legile pe care le promovează exact și doleanțele județului Mehedin. Să știți că eu nu sunt de acord cu ideea, bă, ce ați făcut voi parlamentarii pentru județul Mehedin? Nu, ei trebuie să fie aceia care ne aduc și care adună din județ și transpun în legislație ce ne doare pe noi, pe toți. Că nu numai pe unii sau numai pe la o anumită formațiune politică existăm aici. Dacă ne gândim că numai unii suntem, n-am făcut nimic. De aceea atunci însemna respect, însemna disputa electorală, probabil la aceea din 2016, din 2006, 96, cum trece timpul. Deci, da, dar după aceea ne respectam. Adică ne contraziceam ideile, ce vroiam să facem mai bine unul față de altul, dar asta nu însemna că după aceea iau bolovanul și îți dau în cap. Ba din contră. Deși eu, când am ajuns în Parlament, vreau să spun că am avut destule probleme. Dacă cineva mă întreabă cât am suferit eu în perioada aia, numai că îndrăzneam să spun că-s de stânga, atenție, și la cei care sunt astăzi, poate în funcții lângă mine, numai că îndrăzneam că sunt de stânga și acum sunt atât de stânga de nici nu mai găsești de dreapta pe niciunul. De fapt, nu mai știe nimeni care stânga și dreapta. Atunci mai știam și principii, mai aveam și programe politice. Din păcate, vreau să vă spun că în 2000 m-am hotărât să nu mai am de-a face cu zona aceasta, decât atât cât îmi permite și mie o carieră. Domnule prefect, e destul de plăcută discuția dumneavoastră. Din păcate nu avem atât de mult timp. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu și pentru faptul că, peste toate, chiar dacă de multe ori ați mai avut așa divergențe cu presa, ați rămas un om deschis cu media. Am văzut foarte deschis și nu un om răzbunător. Dacă îmi permite să știți că eu am respectat întotdeauna ziariștii și cei care nu întotdeauna au fost de calitate, dar ziariștii în general. Și chiar în momentul în care mă jurau, că am avut perioade grele cu jurăturile, nu ei erau de vină. Săracii încercau să-și găsească și câte o rostuială pentru profesia care și-au ales-o. Altcineva dicta și eu înțelegeam asta. Și acum înțeleg. Vă mulțumim. Oameni buni, acesta a fost interviul săptămânii. L-am avut invitat pe prefectul județului Mehedin. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune.